de mari? Și eu cred la fel. Uneori, când plouă mai mult, se face și aici apă. Păi da, nu trebuie neapărat să fie baltă cu pește. Uite-o pe Zurli pe bicicletă. Ca să fie unul mai mare și unul mai mic. Că n-am căput toată apa într-un singur lac. Nu merge așa spre lac. Da, și uite, mai curge și în partea asta un pic. O rățușcă stă pe lac. Hai, purcedeți, vă rog. Felix, ține-te cu amândouă mâinile. Este apa acolo, te rog, ține-te bine. Felix, ține-te. Ține-te că nu mai mergem dacă nu te ții. Așa. Și uite-te în față. Nu, problema e că sunt pietre. Trebuie să mergem aici unde e mai bătătorit. Da. Gata, vă băgați la somn? A reușit și Daniel să urce în corabie. Melissa, tu? Ești la cârmă? Da, se oprește. Și Lilia acolo în spate. Se oprește și te supără Felix. Da? Nu-i place lui Felix că se oprește. Și nici nu mami. Mai tare. În afară de faptul că este destul de tare ăsta, așa, dacă te pui direct, nu am nicio reclamație. Să uităm o saltea de pe patul de la copii, da. Să încadra perfect. Unde să ne-ar trebui și noi să-l legănăm pe Felix? Seara. Vrei să dai în leagăn? Nu, bine. Vrei jos? Te arunc așa sau așteptăm să se oprească? Ești pe mare? Da. Marinalul Daniel. Marinelu. Lili, tu ești cu minte? Știi, tot regula, nu ai voie aici. O dai pe păpușa Zurli pe leagă? Vrei și tu pe leagă? Dar trebuie să lași păpușa undeva ca să te ții cu amândouă mânuțele. Să nu cazi. O las așa. Așa? Vrei să te ajut? Da? Hai să încercăm. Dar te ții bine, da? Să nu cazi. Că data trecută. Data trecută, da. Data trecută că stă în fund pe nisip, nu-i așa, tati? Tati, credeam că suntem la alci pic. Hai când te-am învățat să-ți faci avânt, așa, picioarele, bravo! Și mai tare, și mai tare. Așa, și înapoi, și înainte. Așa, și înapoi, și înainte, și vezi, te dai singură. Trebuia un pic și om, așa-i? Da, trebuia un pic de avânt. Nu este cu minte acolo. Cum se zice la avânt pe germană? Zvung? Nu. Hai că ai zis adineauri. Zvung. Hop, poc, nu-i nimica.
Hai, încă o dată sus. Da. Vezi, de-aia ziceam să lași păpușa, că există risc de accident. Ia uite acolo. Marinari. Și cu mami. Cuc-cuc. Ba, ba. Cuc-cuc. Cuc-cuc. Haide. Haide. Ți-e frică? S-a dat odată și are emoții. Hai, Felix. Cuc-cuc. Încet, încet. Felix. Hai să te ajut. Hai. Mama, pe toate astea. Are tati grijă, da. E bine, Felix? Te-a somnul? Mai vrei să mă împing? Așa? Cuc-cuc. Cuc-cuc. Da. Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Stai, Lili. Felix, tu? Tu ce meșter ești? Ai făcut nani? Ce șifonat ești? Uite-te la tine ce șifonat ești. Mucuță mică. Unde e Melissa? Unde e Melissa? Daniel, tu? Ce faci? Ia uite-mă, tata. Te uiți la desene? Știi ce faci? Te-ai cocoțat aici, că nu mă lași să fac treabă, nu mă lași să fac treabă, te cocoți tu peste tot, peste tot. Avem puțină treabă aproape de casă, de casa veche, de fapt. Și-am luat și copiii după noi. Mâncăm McDonald's. Mâncăm McDonald's, da, iarăși. Și trebuie să bifăm și săptămâna asta. Dacă de fapt, plecat dimineața și... Da, da, de fapt, cred că săptămâna trecută n-am bifat. Nu. Deci odată la două săptămâni. Da. Na, chestia că ei se bucură, dar sunt tot jucării din alea... Urâte. Urâte, da, lor nu le plac și pentru și din cauza că nu cunosc desenele respective. Tati, ușor. Bine că am ținut fapt. A, bine că ține, scuze. Ține de ele. Nu ține ele, dar acum să mănânc dacă țin de ele. Dacă uite, merge. Lui Felix, adică la toți le-am luat câte un castronel, dar Felix nu vrea ketchup, maioneză, de asta el n-are treabă, lui așa cum... Mama, pati! Așa cum vin alea, natur, fără altceva. Cum păpați? Cum păpați? Păi uite, stai că imediat mergem și ne oprim. Dar și-am vrut să luăm și pentru noi. Și-am vrut să comandăm micul dejun de la Mac. Și-am ajuns, după ceasul meu, era 10 fără un minut. Și am ajuns și ne-a spus că nu se mai poate comanda micul dejun, că este doar până la ora 10.
Ceea ce mi se pare foarte trist, pentru că eu oricum comandasem prin aplicație și comandasem la 10 fără vreun sfert. Da, na. Dacă așa ne-au zis, și apoi am luat pentru copii și ne-am gândit așa ce să luăm, ce să nu luăm, dar nu prea e la așa, la ora asta este 10:27 deja. Nu prea e așa dimineața ce să mănânci, că sunt majoritatea închise sau abia acum urmează să se deschidă. Hallo, am venit in Nebeștel. Ich hab NW 26. Alles klar, danke. Noi ne place să comandăm prin aplicație pentru că avem timp să ne gândim, să ne socotim, să ne alegem toate sosurile mai cu liniște, mai cu calm. Ne mai dăm și mie 5 ori. Să nu iei, pune înapoi că să uite mami ce trebuie. Suntem la cumpărături în Kaufland și aici la secțiunea de prăjituri găsiți și amidonul. Nu, amidon, amoniac. Ăsta este. Am terminat cumpărăturile în Kaufland și acum, dacă tot suntem în zonă, o să mergem să mai ducem niște floricele la Claudița și le-am ales pe acestea așa, roz cu puțin mov și cu un fluturaș. Cine ne urmărește de mai de mult timp poate mai ține minte că am avut o grămadă de fluturași în camera Claudiei, pe perete, așa, tapetul era plin de fluturași. Și atunci mi-a plăcut și acest buchețel și o să mergem să îl ducem. O chestie destul de răcoare. Bine, acum sunt 11 grade, mai devreme erau 5,5 și era foarte înnorat. Și... Bine, sunt între 5,5, dar am să noi nu într-o acolo. Da, uite că deja a scăzut la 10,5. Deci e destul de răcoare afară, așa bate vânt, nu e chiar cel mai plăcut să stai, să te plimbi. E doar de acum 2 săptămâni, când erau 20 de grade. Acum 2 săptămâni a fost? Da. Sau săptămâna trecută? Săptămâna trecută a fost tot cald, dar nu așa cald cum a fost atunci. Nici nu mai țin, deci eu am așa o memorie scurtă. Adică chestiile astea recente nu prea le țin minte. Chestiile mai vechi, pe alea le țin minte, dar așa... Da, poate spune când am greșit și când... Dar cred că este un dar al femeilor, nu? Ce, să ținem minte toate lucrurile? Detaliile. Că noi nu prea ținem, noi bărbații nu prea ținem să spune așa mai... Da, dar uite că eu nu țin minte, nu am memorie acum recentă. Da, na, fiecare cu talentele lui. Exact. Și poate că o să-mi aduc aminte de lucrurile de acum, o să-mi aduc aminte peste o lună, două. O să se înmagazineze. Cred că durează până se procesează. Până se procesează și se depun informațiile. Da, Melissa, mai apăs. Chizec, au câteva episoade care se pun așa pe repeat. Ce înseamnă beat? Repeat, adică că se repetă. Că deja le știm și noi pe din afară. Vrea Florin să editeze vlogul și am dat seama că nu are încheiere săracul vlog, a rămas așa cumva suspendat. Dar asta și din cauza mea, trebuie să recunosc. Pentru că am ajuns ieri acasă, după ce am fost la cumpărături. Am ajuns acasă și m-am apucat direct de gătit. Am făcut o grămadă de mâncare în Dita Maioala. Aici am făcut niște ardei umpluți. Acum fac blaturi pentru un tort. Dar cel mai important ce am făcut și trebuie neapărat să vă spun pentru că o să apară și rețeta sunt aceste cornulețe cu rahat.
Rețeta am postat, adică am editat-o și am programat-o pentru miercuri, de ceva timp, dar aseară am refăcut cornulețele. Nu știu deja de câte ori am făcut rețeta asta de cornulețe cu rahat. Și pe lângă faptul că se face foarte ușor rețeta, ingredientele nu sunt așa complicate, iese o cantitate mare și sunt atât de bune. Așa că dacă vreți rețeta de cornulețe, o veți găsi începând de miercuri, după amiaza, spre seara, așa pe la 5:30 ora Germaniei, se postează pe canalul de rețete. Și asta voiam să vă spun și, na, îmi pare rău că ieri n-am mai continuat vlogul, dar poate reușim astăzi și filmăm așa mai mult și mai... să vedeți sport. Și de ce facem tort și așa mai departe. Dar vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!